Ne-am întors aici la Duminica Eșig, repede de tot. Mulțumim încă o dată, Nichio Sub, pentru cântecele pe care ni le-a adus în platoul emisiunii Duminica Eșig. S-a îndrăgostit Cezu, a șaptea oară după așa melodii. La tine cum e, Gogu? Colegii mei de la cameră care sunt obosiți astăzi. Da, pentru că ei au fost la distracție, la Șureanu, la munte, la zăpadă, ce să vă spun. Dar sunt cam obosiți pentru că au fost la filmat acolo. Cum au fost băieților? Ați filmat la sărbările zăpezii de la Șureanu. Știți că a fost mare petrecere ieri acolo la domeniul schiabil Șureanu, iar colegii mei, Gogu și Cucezu, ia veniți voi un pic de la cameră să vă vadă lumea că sunteți de frumoși. Nu veniți puțin? E rușine. Las că tot vi arăt eu până la finalul emisiunii. Tot vi arăt eu până la final. Gogu încearcă să ne arate că n-o să vină, dar vi arăt că sunt frumoși după o zi de muncă. Au fost acolo cu colegul nostru Emanuel Drăgușin să dea tonul distracției. Ce s-a întâmplat ieri la Șureanu, la sărbările zăpezii? Ia uite-l pe Gogu. Cum ești, Gogu? E ok, merge treaba, da? Și imediat o să-l vedeți și pe colegul nostru Cezu, că vă povestesc despre ei în fiecare duminică. Vorbesc cu Cezu și cu Gogu de la cameră. Ia uite, ei sunt băieții pe care vi tot arăt. Ia să-l vedem și pe Cezu. Nu-l vedem pe Cezu, o să-l vedem pe Cezu ceva mai târziu. Se ascunde băiatul ăsta cu 6 iubite, azi mâine cu 7. Hai că nu-i chiar așa. Doar una și bună, așa-i, Cezu? Una, două? Două, ok. Două ajung, două iubite ajung. Vine Emanuel Drăgușin, colegul nostru de la Alba TV, să ne povestească cum a fost la Șureanu, la sărbările zăpezii. Că mi-e tare ciudă că n-am fost și eu. Vedem ce am pierdut chiar acum, pentru că vine Emanuel. Emanuel, te așteptăm în platoul emisiunii. Da, acum. El e prin regie, ce să facem, e distracție aici la noi. Vine colegul meu, Emanuel. Ne-ați și văzut într-o reclamă frumos. Bine ai venit. Ai un microfon acolo, te așteaptă. Ia un loc alături de noi. Că ți-e familiară canapeaua asta deja. Da, de pe această canapea am promis tuturor telespectatorilor și obitorilor sporturilor de iarnă că vom merge la Șureanu să ne distrăm. Eu m-am ținut ajuns de cuvânt. Da, ce să așa, fac? În primul rând, Andreea Sărudmâna, și îi salut și pe toți cei care ne urmăresc în aceste momente. Mă bucur foarte mult că sunt prezent în emisiunea ta pentru prima oră și că avem ocazia să vorbim despre Emanuel Drăgușin Eșic aici la Duminica Eșic. Mă mulțumesc. Bucur că ai ajuns, te văd tot părăcit așa la voce, nu ți-a mai trecut răceala asta? Este vocea după niște respirații grele trase. Am crezut că zici după respirații gură la gură. O altitudine de peste 1800 de metri. Am înțeles. După cum ce a fost? Ia povestește-ne. După ce începi să te dai cu schiurile pe acolo, mai ales dacă nu ai antrenament, începi să sufli foarte greu. Era a doua zi, se simte asta în voce. Da. Povestește-ne cum a fost acolo. Sărbările zăpezii, ediția a doua. Ediția a doua, 2013. Anul trecut a fost prima ediție. Și trebuie să spunem că de la an la an este tot mai frumos la Șureanu. Așa cum au văzut, cred, majoritatea telespectatorilor, au fost o serie de concursuri. Au văzut asta în spotul publicitar pe care noi l-am pregătit. Și știu că colegii din regie, uite-l pe Cezu, ce faci, Cezu? El e băiatul care se laudă, care are multe iubite, dar are doar una, să știți. Cezu și cu Gogu au fost alături de tine ieri acolo la sărbările zăpezii la Șureanu. Da, imaginile pe care o să le ei vedeți le-au surprins, da. Și în această emisiune, dar și pe parcursul acestei săptămâni de la Șureanu au fost filmate de ei. Au surprins concursurile de ski, snowboard. A surprins ceva fete frumoase? Pe acolo? Au fost, auzi, fete frumoase, da, acolo. Au fost și fete frumoase și băieți frumoși. Și băieți frumoși. Au fost am avut treaba iubitorii acasă ai sporturilor de iarnă din toate categoriile de vârstă și concursurile noastre s-au adresat și categoriilor de vârstă copii și adulți. Așadar, sporturile de iarnă sunt pentru toți, pentru că, îți spun, am văzut pe pârtie nu numai schiori adulți, am văzut și tineri, copilași pe schiori, care se distrau foarte bine
și care, trebuie să spun că se descurcau foarte bine pe pârtie. Ia uzi, abia așteptăm să vedem și noi, pentru că știu că cei din regie ne-au pregătit niște materiale, niște imagini de acolo și o să și vorbim pe parcursul lor. Da, în cazul în care este pregătit montajul care se referă la deschiderea sărbătorii. Okay. Hai să-l vedem de acolo. Haideți să vedem, pentru că vom comenta puțin ceea ce s-a spus la deschiderea sărbării. Hai să vedem, că sunt tare curioasă. Uitați ce peisaje frumoase avem aici. Haideți să începem, să nu ne mai lungim cu vorba, și aș vrea să dau cuvântul acum domnului Dan Sabău. Vă mulțumim că sunteți astăzi pe domeniul Chiabil Surian. În această frumoasă zi în care noi sărbătorim, bineînțeles, sărbările zăpezii, și mă bucur că suntem aici cu toții, avem oficialități, avem guvern, avem tot ce vrem în jurul nostru. Așa că rog pe domnul prefect, ca și pe domnul Ion Dumitrel, și pe ceilalți demnitari ai noștri, să ne spună câteva cuvinte. Dacă tot vă spunea Dan că avem guvern, pot să vă dau și o veste bună. La anul, pe vremea asta, sperăm să avem și mai mult asfalt și suntem convinși că nu vom mai avea găurile de pe drum, care n-am cuvinte să... Cel puțin unui, pentru un conducător auto, e o adevărată plăcere să vii pe drumul ăsta sus la munte. Vorbeam cu colegii azi de dimineață, când am venit și am văzut că a apărut și puțin soarele. Îmi pare rău că e un pic de ceață, dar pentru cei care cunosc vârful Pătru și au urcat acolo, este o zonă rarisimă. E o zonă unde Dumnezeu, cred că într-o dispoziție extraordinar de bună, s-a jucat. Și s-a jucat frumos pentru noi cei care suntem aici. Eu vreau să-i felicit pe cei cu pârtia, suntem alături de ei și domnul președinte al Consiliului Județean este aici. Vă promitem că această stațiune... în 2-3 ani de zile va fi un etalon în Transilvania. Mulțumesc! Noi va trebui să încercăm să spunem peste tot și să prezentăm frumusețile astea pe care le avem la dispoziție. Iar cei care au investit și au avut curajul aici să facă ce au făcut, au fost deschizătorii de pârtii în dezvoltarea turismului de munte și nu numai în munții Sebeșului. Iar cei care au făcut primele hoteluri așa de minunate sunt cei care o să intre în istorie că au deschis un nivel foarte înalt, a deschis poarta raiului, un nivel foarte înalt în ceea ce privește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care vor să ofere servicii în turism. Așa că le mulțumim și dânșilor și să le promitem cu rezervele de rigoare, ca să nu fim mincinoși în timp, că vom fi foarte prezenți lângă cei care promovează județul Alba. Să vă mai informez, dacă ne ajută bunul Dumnezeu, autoritățile și economia țării în acest an, din toamnă vom deschide toată partea de munte către Hunedoara, deci către Petrila, exact de aici de la noi din curte, după cum știți, se termină județul Alba Iulia. Vom avea din toamnă încă 4 pârtii, una dintre ele va fi chiar de 5 km 200, un telescaun care este depozitat deja lângă noi, un telescaun debreabil modern de 4 locuri cu parbriz, în fine. Sper să ne ajute Dumnezeu să avem din toamnă și această infrastructură pusă la punct. Bineînțeles, la început trebuia să spun că colegii noștri în organizare, hotelierii locului din Poarta Raiului, au fost lângă noi de la început, prima dată punând pietre de temelie la hotelele lor și acum contribuind la sărbările zăpezii. Sper să fim din ce în ce mai mulți aici. O zi bună vă doresc tuturor! Ne-am întors în platoul emisiunii Duminica Eșic. Noi deja comentam aici ceea ce am văzut. Frumos a fost, ce să zic. Da, ați văzut deschiderea sărbărilor zăpezii la Șureanu. Am avut parte și de prezența unor autorități. Prefectul județului și președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel. Vreau să vă spun că ne-am bucurat de prezența lor, mai ales datorită faptului că am încercat să le smulgem niște promisiuni
e legat de drumul care face accesul la domeniul schiabil Șureanu. De la barajul Oașa până la domeniul schiabil sunt 18 km de drum care, așa cum v-ar putea spune și colegii mei, zăpadă care au condus, frumos, ia, uite, da, sunt destul de dificil de parcurs. Foarte mulți șoferi s-au plâns de starea acestui drum. Da. Pentru că nu a fost reabilitat, ar fi mare nevoie să se intervină urgent pe acest drum pentru a face accesul turiștilor pe domeniul schiabil cât mai ușor. Dificultatea parcurgerii acestui drum a fost constatată, după cum ați putut auzi, și de către prefectul județului. Acum, desigur, domnul prefect ar putea fi auzit mult mai ușor la București de către cei care ar trebui să sprijine financiar, să spunem, asemenea lucrări, decât președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel. Sperăm însă că autoritățile județene vor face toate eforturile necesare pentru ca turiștii să poată avea acces mult mai ușor în acest loc binecuvântat de Dumnezeu. Ați văzut că domnul prefect spunea foarte frumos că Dumnezeu s-a jucat frumos în această zonă la poarta Raiului. Și locul este de un farmec cu totul și cu totul deosebit. Zăpadă, cât te uiți cu ochii. Ieri am avut parte și de o vreme foarte frumoasă, ceea ce ne-a permis să avem o perspectivă deosebită asupra vârfurilor din zonă. Când am plecat noi, zăpadă era suficientă și pe pârtii, toți erau prezenți pe pârtii. Așa, da. Și când am plecat, a început să ningă destul de puternic, ceea ce a făcut ca stratul să fie și mai gros. Vai, mă uit la imaginile astea și spun sincer, Emanuel, mi-e o ciudă pe tine. Nu mai pot, după emisiune, cred că cu pernele astea de pe canapea, da, nu o să-ți fie tare bine. Nici nu știi ce bine se simte febra musculară pe care am acumulat-o după încercarea de a schia. Și vreau să mulțumesc cu această ocazie unui monitor de schi, prieten foarte drag, Radu Nicula, care are școala de schi Bulgărașul, acolo la domeniul schiabil Șureanu, și care cred că a pus schiurile în picioare foarte multor iubitori ai acestui sport deosebit. Am avut o discuție foarte frumoasă ieri cu Radu referitor la dezvoltarea turistică în județul nostru și în țara noastră. Nu este întâmplătoare această investiție la domeniul schiabil Șureanu, unde acum câțiva ani locul era de o adevărată sălbăticie. Practic, de zăpadă. Da, spune-mi. Este o dovadă de mare, mare curaj să investești în această zonă, după cum a spus, în condițiile în care nu ai o infrastructură foarte bine pusă la punct. Dar uitați că sunt 9 pârtii funcționale și, așa cum l-ați putut auzi și pe principalul investitor din zonă, domnul Dan Sabău, anul viitor vor mai fi încă câțiva kilometri buni de pârtii, va fi o pârtie de 5200 de metri, iar acest domeniu schiabil se va extinde dincolo de granițele județului. Practic aici, unde vedeți dumneavoastră aceste imagini, este granița județului Alba, limită cu județul Hunedoara. A fost cam dezmăț acolo, scuză-mă că îți spun, s-a cam distrat lumea, mâncare bună, am văzut oameni... Tochitură la ceaun, au fost și mici, au fost și lichidele necesare, după cum vedeți, oamenii au știut să se distreze și uitați că am avut parte și de soare, efectiv Dumnezeu a ținut cu noi, pentru că până ieri pe la Șureanu nu s-a prea văzut cerul, nici noaptea, stelele, așadar, iar vremea chiar a ținut cu noi, astfel încât să ne putem distra și să ne putem simți bine. Au fost concursuri pe mai multe categorii de vârstă, după cum am spus, și ski, și snowboard, bulgăreală, un fel de carnaval, ați văzut acolo un iepuraș, un Shrek, a fost și un Zorro, vă spun, nu ne-am speriat de el. A fost un concurs de bătut cuie. Tu erai Shrek, Gogu. Elvis, da. Gogu era Elvis. El era Elvis. Și-a interpretat foarte bine rolul și acum puteți vedea în imaginea retragerea cu torțe. Au fost cei de la Salvamont care au coborât pe pârtie cu torțele în mână
și au aprins focul de tabără, iar la final, cred că vezi, acum vedeți imaginile, focurile de artificii. Vă spun, nu e același lucru să vezi focuri de artificii aici la oraș sau să vezi focuri de artificii pe vârful muntelui la 1800 de metri, luminându-se pârtile în zonă și zăpada. Este un spectacol absolut feeric. Da, ne mai faci multe în ciudă. Da, mulțumim. Este în același timp o invitație, pentru că la munte, acolo la Șureanu, zăpada ține încă multă vreme. Când aici vine vara, o să-mi iau revanșa, o să când vezi, aici să vine vara, abia atunci începe să se topească zăpada la munte, pentru că este o expunere nordică, suntem feriți de vânturi acolo, pârtile sunt într-o stare foarte bună. Spun sincer, Andreea, pentru mine a fost o experiență deosebită, pentru că am notat mai multe premiere în cursul zilei de ieri. Pentru prima oară am fost curatracul. Ce o fi asta? Așa, este acel utilaj care pregătește pârtile. Așa. Practic dislocă zăpada și bătătorește pârtia în așa fel încât să fie într-o stare foarte bună pentru schiori și pentru cei care se dau cu snowboardul. Am fost și cu snowmobilul. Este o senzație cu totul și cu totul deosebită să urci în viteză cu snowmobilul pe o pantă destul de abruptă. Așa. Am fost până la capătul liniei de teleschi, iar când am coborât de pe snowmobil, credeam că cobor pe un trotuar. M-am afundat într-o zăpadă de peste un metru și cu greu am ieșit de acolo încercând să țin aparatul de fotografie. Aoleu, de peste un metru, vă dați seama, dacă eram eu, mă afundam cu totul. Că așa, te căutam cu cei de la Salvamont. Doamne ferește, n-au fost evenimente neplăcute. Nu am avut parte de evenimente neplăcute. Majoritatea celor care au venit să schieze aveau o experiență și știau cum să se comporte pe pârtie. Există asistență salvamont, după cum vă spuneam, există monitor de schi. Așadar, cei care vin la domeniul schiabil șureanu putem spune că au parte de o experiență deosebită și de condiții foarte bune. Este centru de închirieri, schiuri. Au fost sâmbătă, adică ieri, însă cu siguranță și în următoarele weekenduri va fi la fel de frumos, că eu vreau să-mi iau revanșa. Mi-e ciudă de mor că n-am fost ieri și sunt convinsă sperăm că telespectatorii sunt motivăm pe telespectatori cu aceste imagini încât să... Așa, mergem și noi, dragi telespectatori. Ia să facem noi o gașcă mare, m-am gândit acum, și ne facem noi niște fotografii. Așa, să-i facem și noi, în ciuda colegului Emanuel Drăgușin. Cu toată, nu știu dacă o să puteți să-mi faceți în ciuda, o să vedeți pe pagina de Facebook a domeniului schiabil șureanu, se cheamă Pârtile domeniului schiabil șureanu. O să vedeți niște fotografii foarte frumoase pe care le-am făcut eu acolo și cred că o să fie... Nu te pune cu mine, eu extrem zic. De motivante ca să mergeți acolo la munte. Așa, facem gașcă mare cu telespectatorii emisiunii Duminica Ieșit și mergem într-un weekend acolo ca să facem și la șureanu, să fie așa chic. Da, am putea face o emisiune acolo, să înregistrez o emisiune la peste 1800 de metri, ar fi o nouă premieră. Da, atunci cu siguranță nu o să mai iau rochiță, da? E ok, ne descurcăm. Echipamentul obligatoriu la munte este cel pentru schi, adică o salopetă sau îmbrăcăminte super pantofi cu tocuri de 15 cm, ce ar fi să... Exact, nu se afundă de absolut deloc în zăpadă. Da, ar merge pantofii cu toc dacă ai fi pe snowmobil sau în ratrac. Hai că găsim noi o soluție și facem o chestie din asta trăznită odată într-un weekend. Până atunci îți mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp și ai venit în platoul emisiunii Duminica Ieșic. Poate ești puțin obosit după ziua de ieri, deși eu nu știu de ce este se o oboseală plâng, bună, de oboseală, Andreea. Frate, că acolo a fost este super o oboseală frumos. Bună, pentru că vreau să spun tot în discuția pe care am avut-o cu Radu Nicula, aceste sporturi de iarnă, schiul în mod special, numai că ți conferă o stare fizică deosebită, dar efectiv și din punct de vedere al psihicului este ceva extraordinar. Așa în fel încât când vei veni din nou la muncă vei putea mult mai bine să plutești, treci peste toate problemele, să nu-ți mai fie atât de greu. Vreau să-i menționez și pe cei de la Vox Electric Band, DJ Coto pe care îl vedeți în imagini, întreține atmosfera. L-am văzut, da, e prezent peste tot. Au fost cei tot. Care au făcut ca această sărbătoare să fie și mai frumoasă. De asemenea, cei care ne-au sprijinit au fost cei de la Ambient care ne-au sprijinit Hotelul Sfântul Aoleu, Petru. Aoleu, te bat, nu fă reclamă aici în emisiune. Duminica și ai noroc că Ambientul e partener și cu noi, că dacă nu, te treceam pe la casierie. Da. În regulă, vreau să-i spun, pentru că și-au pus amprenta în mod deosebit și ne-au ajutat ca această sărbătoare să
fie atât de frumoasă. Hotelierii din zonă au făcut front comun ca să atragă turiștii și ca să organizeze această sărbătoare. Pentru că turismul, trebuie să spunem, nu se poate dezvolta individual, este nevoie de parteneriat, este nevoie de asociații, este nevoie de oameni care să își unească eforturile pentru ca asemenea locuri, cum este domeniul Schia Bilușureanu, să fie căutate, să fie de succes și să se dezvolte. Vreau să vă spun că domeniul Schia Bilșureanu va fi unic în țară prin faptul că aici se va putea schia exact ca în Austria și nu vreau să credeți că vreau să spun doar cuvinte mari, efectiv se va putea schia de pe un munte pe altul. În momentul de față sunt 9 părtii, din acest an vor fi puse la punct pentru sezonul următor încă 4. Una dintre părtii va avea 5200 de metri, ne extindem spre județul Hunedoara, spre Petrila, așadar vorbim doar de succes și de lucruri frumoase. Doar mulțumesc, Andreea, pentru această oportunitate. Mulțumesc foarte mult. Nu te lasă să pleci pentru că e luna iubirii. Ia spune, tu ești îndrăgostit? Cum e cu iubirea la tine? Că nu te lasă să pleci așa. Cu iubirea la mine, Andreea, îți mulțumesc că îmi pui această întrebare. Nu ține neapărat de Valentine Day sau de dragobete, că tot avem petrecere duminica viitoare aici. Pentru că, având peste 7 ani de căsnicie, spun că iubirea la mine... Azi mâine te chem aici pe canapea cu soția ca pe familia să pleci. Mulțumesc. Evoluează de la o zi la alta într-un mod foarte frumos. Iar fiecare zi este o noutate, o noutate deosebită. Ce pot să spun este că ieri, fiind plecat de lângă cei dragi de dimineața până seara, spre seara m-a cuprins un dor teribil și de soția mea Natalia și de băiețelul meu David, iar întoarcerea acasă a fost, să spun, binecuvântarea acelei zile, cireașa de pe tort, bucuria mea cea mai mare din acea zi. Ia uite ce frumos! E îndrăgostit și colegul nostru Emanuel Drăgușin, ca să vedeți, și are o familie foarte frumoasă și un băiețel foarte Andreea. Frumos să trăiască. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru prezență, luăm o scurtă pauză de publicitate, după te invit și pe tine să rămâi aici alături de noi, pentru că vine o fată frumoasă foc și talentată foc. Rămâne să vedeți!